stimata asistență, stimați colegi, doamnelor și domnilor, am deosebit la plăcere de a deschide oficial ședința plenară de astăzi, a două foruri științifice de mare amploare, care au devenit o tradiție în instituțiile noastre. În primul rând, Simpozionul Internațional Biotehnologie avansată, realizări și perspective, organizată de Institutul de Genetică, Fiziologia Plantelor și Fiziologie și Protecția Plantelor, care se află la 5 ediție, și Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională, Științele Vieții în Dialogul Generațiilor, conexiunea între mediul academic, universitar și de afaceri, care este organizată de Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir și se află la ediția 4. Pentru o participare la aceste două mari evenimente, s-au înscris peste 300 de participanți din mediul academic național și internațional, profesori, cadre didactice, cercetători și studenți, masteranți și doctoranți, care reprezintă peste 56 de structuri științifice din țară și din străinătate, inclusiv 18 universități, 36 de institute și peste 10 companii care implementează realizările științifice în practică. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care activați în acest domeniu și care ați manifestat interes pentru simpozionul și conferința de astăzi, și vreau să vă urez succes dumneavoastră astăzi și pe viitor. Totodată vreau să menționez că acest interes față de domeniul nostru este susținut și de organele decizionale din Republica Moldova, astfel încât la ședința de astăzi îl avem în calitate de oaspete de onoare pe domnul Corneliu Popovici, doctor în științe filozofice, consilier prezidențial, care este prezent în sală. Vreau să-l aplaudez. Susținerea permanentului și din partea Academiei de Științe, prin prezența domnului vicepreședinte al Academiei de Științe, coordonatorul secției Științe ale Vieții, domnul academician Boris Căină, academician prim vicepreședinte al Academiei Romul Cotului, domnul academician Bune, director din și membrii corespondenți ai Academiei de Științe, care tradițional ne-au susținut și ne susțin în aceste mari evenimente. Conferința și simpozionul de astăzi se înscriu în cadrul evenimentelor organizate sub egida Asociației Geneticienilor și Ambiolatorilor din Republica Moldova și ține să abordeze numeroase probleme referitor la biodiversitate și conservare genofondului, la ameliorare și productivitate, la biotehnologii moderne și implementarea acestora, toate susținute prin contextul schimbărilor climatice, pentru dezvoltarea unor strategii privind agricultura durabilă și dezvoltarea economică a țării noastre. Deci, o tangență directă cu problemele societale de astăzi. În sală sunt prezenți 26 de participanți din străinătate, dintre cei 50, peste 50 de participanți care au aplicat teze la aceste două manifestări. Și vreau să-i salutați pe reprezentanții din Italia, Germania, Marea Britanie, Republica Populară Chineză, Federația Rusă, Ucraina, Belorusia, România, cea mai numeroasă delegație. Vă rog să-i aplaudez. Onorată asistență, am prima convingere că prin titlurile rapoartelor care dumneavoastră ați prezentat în culegerile etichete, prin rapoartele care vor fi prezentate astăzi în cadrul ședinței, vor apărea numeroase probleme și soluții pentru întrebările pe care le aveți dumneavoastră, dar totodată vă pot sugera și noi idei pentru proiectele continuare. Totodată consider că asemenea întâlniri și întâlnirea de astăzi va reprezenta o platformă favorabilă
acestor simpozioane și suntem foarte bucuroși să vă avem pe toți dumneavoastră astăzi împreună în această sală frumoasă. Vă mulțumesc mult! La rândul meu, calitate de director de proiect al manifestației cauză, salut anumarea și fericire, salut în această sală prezentă voastră la cea de-a cincea ediție a Simpozionului Internațional Biotehnologii Avansate, Realizări și Perspective. Organizatorul și baza acestui eveniment, Institutul de Fiziologie și protecție a plantelor, menținând tradițiile și tematica întâlnirilor care au avut loc prima în 1998, a doua în 2002, care am făcut o pauză de 12 ani, ca în 2013 și 2016, ținând primul la cele de a patra, a treia și a patra ediție a simpozionului. Astăzi, eu cred că în aceste zile de oameni, oaspeții care au venit, vor să arăta pe lângă prezența motivilor la parte științe și un colegi deosebit în domeniul geneticii, am vorbire planetilor, biotehnologiilor, în domeniul agricol și altele, și culoarea de toamnă care este învățit de calendor și coșmitul frunzelor care este extrem de mat. Noi, în altă vreți să strecem, suntem într-un imediat după un eveniment de amploare. Ei au avut loc alegeri locale și de aceea cred că dată după aceasta și ordine să facem lucrurile. Așa că, încă o dată, salut pe oaspeții care au venit în acasă și îi doresc ca să se simtă bine în această sală, în timpul realizării acestor două evenimente științifice de mare impact și vreau să ofer cuvântul în continuare domnului Cornelio Popovici și doctor în științe filologice, consilier al președintelui Cimbola pentru Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, deoarece sunt noi și de la președinție, dezvoltarea acțiunii din țara noastră reprezintă o prioritate strategică. O țară fără știință este o țară fără viitor. O țară fără investigații științifice nu poate avea cu educație de calitate. Respectiv, sunt onorat să mă aflu aici și permiteți-mi în numele șefului statului, președintele Republicii Moldova, domnului Dobrodon, să vă salut, să vă doresc succese, noi realizări și vreau să menționez că suntem în așteptare recomandărilor și propunerilor din partea noastră ca să le putem aplica în practică. Deoarece aici în sală văd personalități marcante a științei din țara noastră, care și-au adus o contribuție deosebită la dezvoltarea științei din Republica Moldova și care cu siguranță vor contribui la soluționarea celor mai stringente probleme cu care se cercunește la etapa actuală țara noastră. În primul rând mă refer la probleme cu caracter ecologic. Deja, pentru mine, nu este un secret că, de exemplu, problema apei în țara noastră a devenit o problemă de securitate națională. Și în viitorul cel mai apropiat, acest subiect, calitatea apei, problema mistrului, vor fi puse în discuție, inclusiv în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a țării noastre. Pe noi ne punem gardă și schimbările climatice care deja se petrec în țara noastră, și care, cu siguranță, vor afecta multe componente cu caracter social, economic, educațional și de altă natură. Și, respectiv, așteptăm propuneri din partea dumneavoastră. Cu siguranță, pe noi ne deranjează cea mai mare problemă care este în țara noastră.
problema cu caracter demografic. Și aici este, să spun așa, un complex de probleme, ce ține și de sănătate, și de migrație, și de multe alte aspecte. Și noi suntem conștienți de faptul că doar având propuneri competente din partea oamenilor de cercetare, de știință, aceste probleme vom putea să le soluționăm, sau cel puțin să diminuăm riscurile care afectează depunatea lor. De asemenea, văzând genere cu conferinții de astăzi, pe mine personal m-a interesat foarte mult să văd cum este abordat subiectul coraportului dintre activitatea științifică și mediul de afaceri din țara noastră. Doar ce, la etapa actuală, această conexiune practic lipsește. Doar în jur de un proiect procent din proiectul de cercetare științifică au conexiune directă cu business-ul, sfera de afaceri. De aceea, eu cred că aici vor fi formulate un șir de soluții, propunere, ceea ce privește crearea acestor clastere, despre care a vorbit doamna Pelucean Luca, clastere între instituțiile de cercetare, educaționale și mediul de afaceri. Spunând aceste lucruri, vreau să menționez că noi, la președinție, suntem preocupați și în ceea ce privește crearea unui cadru normativ favorabil dezvoltării științei țara noastră. Deoarece în ultimii 2 ani de zile special, a fost întreprins un șir de schimbări, 3 de noi sunt gândite, care au afectat foarte puternic sistemul de cercetare din țara noastră. Și care, probabil, dacă nu vor fi întreprinse măsuri de urgență, poate duce la falimentarea sistemului de cercetare. De aceea vreau să vă anunț că președintele Republicii Moldova, la inițiativa academicienilor, Academiei de Științe din țara noastră, a formulat și a înaintat Parlamentul Republicii Moldova pe inițiativă legislativă privind readucerea la normalitatea Fondului Științei și Romării, în ceea ce privește statutul Academiei de Științe, în ceea ce privește finanțarea instituțională, care este o problemă și care poate să ducă la dispariție institutului de cercetare cu anul nou și multe alte subiecte. Stimați prieteni, folosindu-mă de această ocazie, vreau să spun că noi, la președinție, șeful statului, va aprecia și în continuare contribuția pe care o aduc oamenii cercetare din țara noastră, dezvoltării științei și dezvoltării țării noastre. De aceea, folosindu-vă de ocazie, permiteți încă o dată să felicit pe domnul academician Tudor Tulpașcu, care este șef al Centrului de Chimie Ecologică și Protecția Mediului Ambient din cadrul Institutului de Chimie. Aici este al Academiei de Știință, probabil deja nu este Academiei de Știință, care recent a fost deschis cu cea mai mare distinție de stat al țării noastre, Ordinul Republicii. La primul aș vrea să felicit pe doamna academiciană Elena Zucov. Am avut o plăcere deosebită să discut atunci când a apărut problema iarăși de nou în sfera publică, referitor la ministru. Doamna Zucov, care a fost de recent, i s-a acordat Ordinul Gloria Muncii pentru contribuția deosebită la dezvoltarea științei din țara noastră. Spunând aceste lucruri, încă o dată vreau să menționez. Noi suntem aparte de comunitatea științifică. Noi suntem cu comunitatea științifică. Noi vom susține comunitatea științifică. Deoarece, fără știință, fără educație, o țară se transformă foarte ușor într-o colonie. Dar noi nu vrem acest lucru. Noi vrem ca țara noastră Republica Moldova să aibă viitor. Vă doresc succese, vă doresc discuții interesante și așteptăm cu nerăbdare recomandările noastre. Încă această viitor. Da.
Petrici, ședintul Academiei de Știință a Moldovei, domnul academician Boris Grinina. Onorată asistență, onorat prezidiu, dragi oaspeți, regii goste, welcome, bine ați venit. Este o manifestare de amploare a comunității științifice, biologice, agrobiologice, alimentare, de ce nu și din alte domenii, aferente aceste importante direcții de cercetare. Rezultatele anterioare sunt bine cunoscute și nu în zădar instituțiile din acest domeniu din Republica Moldova, universitățile, au o bine meritată imagine în toată Europa, în lume, de ce nu? Noi ne bucurăm cu rezultatele acestea și așa cum a menționat domnul consilier Popovici, sigur că concluziile, recomandările vor fi de folos comunității științifice, economiei naționale, culturii și spiritualității din Republica Moldova. În altă asistență avem oaspeți care ne ajută, ne consultă, care discutăm problemele de strategie a dezvoltării, în continuare, cercetărilor și dezvoltării din Republica Moldova. Și aici aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să salut din nou în această sală o personalitate notorie a țării vecine, domnul academician, președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, Academician Valerie Tabără. Vă mulțumim frumos, domnul Academician. Participarea din a lui la Caful, Bălț, Chișinău și în alte orășări. Lucru pe care domnia sa duce aici, în Republica Moldova, consultând și noua conducere a Ministerului Agriculturii. Domnia sa a fost de două ori Ministrul Agriculturii în România. Pentru noi este foarte important ca să determinăm corect obiectului noștri de cercetare de dezvoltare. Noi mulțumim președintele țării pentru grija care ne poartă acum în situație când instituțiile, cele 18 și 19 instituții sunt într-o stare suspendată și onorată asistență, eu nu pot să nu citez rezultatele din ultima vreme. În 2 ani de zile a scăzut numărul publicațiilor în reviste cotate și numărul invenților a scăzut de 3 ori. Nu se mai poate de admisă o așa tare situație. Și predăm la insistența academicienilor, sfaturi academic în frunte cu academicianul propriu, predăm pentru revenirea instituțiilor în cadrul Academiei de Știință cu toate drepturile, cu finanțarea și cu statutul de instituție a fundatorului care este, trebuie să fie Academia de Știință. Este un deziderat al țărilor noastre. Vin să transmit un sincer salut al președintelui Academiei de Știință, domnul Grăcean Ion Pidineanu, și a prezidiului Academiei de Știință. Domnul președinte este la o manifestare, 10 ani, de realizarea dreptului de integrare europeană a Republicii Moldova și m-a abilitat să vă transmit cele mai bune urări, sănătate și succes în activitatea dumneavoastră. Permiteți-mi, vă rog, să realizez încă o misiune onorabilă. O serie din colaboratorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor au fost distinși cu definițiile Academiei de Știință. Permiteți-mi, vă rog. Domnule negru corespondent Nicolae Balaur, medalia Dimitrie Cantemir. Pentru rezultatul de subiect în activitate de cercetare și managementul științei, pregătirea cadrului de înaltă calificare și cu prilejul a 80 de ani, la mulți ani. Îi domnul sănătate din aurile de
care dorim sănătate și îl dorim în rândurile noastre. Medalia Nicolae Mirescu Spătaru se conferă domnului doctor Habilitat Vasile Botnar pentru realizări științifice de valoare în domeniul legumiculturii, rezultate deosebite în managementul științei și pregătirea cadrului. Sănătate la cinci! Medalie academică, domnul profesor Vasile Botnar o suportă cu mândrie. Noi apreciem foarte înalt tot ce a realizat dumneavoastră. Până a venit în Academie și în perioada de conducere a Institutului Genetic, care a știut, așa cunoscut, o creștere dinamică a rezultatelor și să-i urăm în continuare la mulți ani. Mulțumesc. Medalia Nicolae Mirescu Spătaru, doctorul în biologie, conferențiar și cercetător, cercetător științific coordonator, la Institutul de Genetică și Fiziologie a Protecției Plantelor, doamnei Lidia Gavriniță, pentru realizări de valoare în activitatea de cercetare. Vă rog să mă întâlnă la rețetă. Vă rog să vă ridicați aici. Să vă mulțumim încă o dată pentru tot ce ați realizat până în ziua de azi. Aici, vă rog, stânga. Așa. Această medalie o să o purtați cu mândrie, o meritați, o bine meritați. Vă felicităm. De numele Prezidiului Academiei de Științe și a Președintelui, vă dorim succes în continuare. Vă mulțumesc! Din institut și a acelor care au putut să aprecieze în parte la parte. Mulțumesc mult! Succes! Medalia Nicolae Mirescu Spătaru se confirmă domnul Valentin Celar, doctor habilitat, conferențial, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, pentru realizări științifice și de valoare pregătirea cadrului de înaltă calificare, precum și cu prilejul la mulți ani, 80 ani! Onorată asistenței, cunosc familia de zeci de ani. Sunt oameni cu responsabilitate, cu verticalitate, patrioți și cercetători de înaltă valoare. Această distinție să fie un imbold la o continuare a activității dumneavoastră, fructuoasă, domnule profesor. La mulți ani! Mulțumesc colectivul și vora colegilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Medalia Nicolae Mirescu Spătaru se confirmă domnului Iva Bobătrin, doctor în știință agricole, conferențiar și cercetător, științific coordonator al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor pentru rezultatele remarcabile în activitate de cercetare și managementul științei. La mulți ani! Ce? Îmi faci. Uite-te la... Mai aproape, așa. Te-a găsit. În sfârșit. Apreciem foarte înalt munca de mulți ani, asidua, verticalitatea dumneavoastră, principialitatea dumneavoastră. Și suntem foarte bucuroși că astăzi dumneavoastră s-a învrednicit de această înaltă declarație academică. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Sănătate! Acești medalii Nicolae Mirescu Spătaru se confirmă doctorul Nicolae Bonjoreal, doctor habilitat în știința agricole, conferențiar și cititor, șef de laborator, Institutul de Fiziologie și Protecția, Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, pentru realizări științifice și de valoare și activitate de cercetare.
rezultate deosebite în management științei și pregătirea cadrului din alt calificat. Academician, președinte, Montichinean, vă rog frumos! Diploma de recunoștință Academiei de Știință Moldovei, doamne Lidia Tumanova, doctor în chimie, conferențiar și cercetător, șef de laborator, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare și în managementul științei, pregătirea cadrului de înaltă calificație, precum și cu prilejul aniversării 65 de ani de la naștere. La mulți ani! Diploma Meritul Academic se confirmă domnului doctor în biologie Anatolie Gane, conferențiar și cercetător, șef de laborator, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor pentru realizarea de valoare în activitate științifică managerială îndelungată, pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul împlinirii a 65 de ani. La mulți ani! Doamna președinte, doamna prezidentă, vă mulțumim frumos, fericităm. Întrebul colectiv al Institutului Academiei Fiziologie și Protecția Plantelor. Trecem întrebul colectiv didactic și profesional al Universității de Stat, Dimitri Cantemir, organizat tuturor organizatorilor acestei mari manifestări. Astăzi, la Academia de Știință vor avea loc și consultări în modul român în domeniul managementului științei. Mâine vom avea din nou întâlniri. Noi vrem ca aceste rezultate să fie bine cunoscute, aceste recomandări să fie implementate. Vă dorim sănătate și succes! La mulți ani! degradare, erozune, terminațiuni de fertilitate și toate celelalte.
Asta cu atât mai mult, cu când ne găsim în fața unor obiective majore. Și anume este vorba de creșterea populației, înseamnă de diversitate, utilizării surselor din agricultură, respectiv materii prime și energie, și în același timp este vorba despre ceea ce înseamnă creșterea populației la nivel global, cu obiectiv 2050 de circa 9,5-10 miliarde de oameni. Dar în același timp este vorba de a face față acestor fenomene majore pe care le avem. Pe de altă parte, își fac apariția anumite decizii la nivel politic care au mai fost prezente prin anii 50. Am mai discutat la nivelul României de multe ori în actualitatea acestor de chestiuni. În cercetarea științifică, dacă ai pierdut un moment, ai pierdut pentru totdeauna. Și mă bucur că sunt astfel de abordări și noi încercăm la nivelul României să aducem cercetarea științifică, mai ales agricultură, acolo unde este locul. Biologia aplicată nu se găsește în alt loc mai potrivit decât acolo unde lucrez și cu natura, cu solul ca organism viu și pentru ceea ce înseamnă o hrană vie pentru oameni. Și de ce nu un cadru extraordinar de prietenos cu întregul mediu ambient în care trăim cu toții. Oferă o structură precisă și bine determinată, cercetări științifice și vorbesc încă o dată de agricultură. Nu cred că cineva își poate construi o strategie de securitate alimentară așa cum a trebuit să fie. O strategie de securitate alimentară, securitatea alimentară, nu poate veni de nicăieri, dar trebuie să vină din tot loc. Și aici vorbesc de două state care au aceste posibilități la nivel populațiilor pe care le au, România respectiv Republica Moldova, și mai că la nivelul României ar putea produce hrană pentru 80 de milioane de locuitori, deci exportatoare de securitate alimentară și atât la lucru se poate transfera și din partea de tot în Republica Moldova, după câte cunosc o parte din. Sunt încă multe lucruri de făcut, una dintre mari probleme este finanțarea, mă bucur abordarea aceasta, apoi este ceea ce înseamnă salarizarea cercetătorilor, pentru că cred că ar trebui încet, încet acest detașament formidabil la unei națiuni să fie o prioritate absolută. În primul rând, pentru că cercetarea științifică poate valorifica, în ghilimele spun, la maxim, materia cenușie care se realizează în institutele noastre, în universități. Avem și în ambele țări un exod spre exterior de prieteni, care învață și rămân poate în străinătate. Este momentul să încercăm să aducem în țară și să lucreze pentru țările lor. Și cred că o abordare de tipul pe care a spus-o domnul consilier și pe care o promovăm cine la nivelul României, se ne poate aduce în față de situație. În același timp, exact cum am discutat de multe ori cu domnul Cădălician, domnul Grăină și cu ceilalți interlocutori noștri din Republica Moldova, Nicu, sunt doamna ministru a agriculturii, cu domnul președinte al Academiei, institutele care produc cercetare în domeniul biologie aplicată, vorbesc de biologie aplicată, prezintă o importanță colosală ca să aibă puterea de a produce. Și cred că în cadrul Academiei, bine așezat, cu gradul acesta de autonomie, pentru că există șanse de vin în cuvântul meu, asupra ceea ce înseamnă blocarea libertății de a gândi. Un cercetător nu poate fi liber dacă nu are libertatea de a gândi și această gândire nu poate fi blocată prin anumite acțiuni sau deoarece. Este un mare și o chestiune extraordinară dacă acest lucru se poate realiza. Ceea ce face și noi România în această dată, Academia de Științe Agricole și Silice de Vino, din atât principal de credit, avem în subordine și în coordonare circa 60 de unități de cercetare internaționale institute de ramură și stațiuni de cercetări agricole și sigur ne-am dorit ca să recreăm acest statut de elită pe care l-a avut cercetarea agricolă românească și aici este un lucru extraordinar de făcut, o colaborare. Așteptăm aceste proiecte bilaterale, inclusiv sunt stațiuni noastre în apropierea frontierei, sunt lucruri comune cu care trebuie să venim și suntem dispuși la această colaborare. De altfel, ne lucrăm la această dată la planul ADER, deci în plan sectorial, prin Ministerul Agriculturii, dar în același timp sunt și alte proiecte pe care le avem, dezvoltate prin
susținere din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice, dar și din alte surse pentru a putea dezvolta proiecte și programe de mare importanță. Încă o dată mulțumesc pentru această onoare care mi-a făcut-o și că vă arată cu multă plăcere aici la Chișinău și mă bucur acest contact cu lumea științită, cu lumea academică a Republicii Moldova, care e un mare succes și fericit pe cei care astăzi au fost primiți către Academia de Științe a Republicii Moldova. Sunt impresionat și de
nu numai de data asta, dar de data aceasta în deoseb, de cuvântarea domnului Corneliu Popovici, care este un prieten adevărat al științei, o personalitate care se luptă pentru ca știința să supraviețuiască în această țară, pentru că știința în ultimii ani când au venit la putere cei care s-au dus de acum, dar ei s-au dus cu totul, știința se află într-o stare de criză. Și dumnealui, cât e posibil, se speruie să mențină în noi încrederea că noi vom supraviețui, adică la supraviețui. Mulțumim, domnule Spovoici. Eu, fiind două cuvinte, fiind într-o stare destul de grea, pentru că eu am fost cel care întotdeauna am spus adevărul și am fost deschis, și am ajuns la ceea că când s-au determinat direcții prioritare a dezvoltării științei, ceea cu ce mă ocup eu, care am fondat o știință nouă, psihosanocreatologia, dumnealor, cei care au determinat direcția, i-au considerat că nu este așa ceva. Și acum, luptându-mă pentru supraviețuirea acestui domeniu, am pregătit și eu vă propun și dumneavoastră, înțelegeți colegi, să pregătiți pentru societate, de rând, pentru conducerea țării, propune, în primul rând, ce noi am obținut în ultimii, să zicem, 5 ani. Ce iese din aceea ce noi am obținut și trebuie să întreprindem de statul. Fiindcă noi suntem tot vinovați. Că am considerat că principalul noi trebuie să facem știință, dar dumneavoastră trebuie să știască ce facem noi. Dar dumneavoastră nu știesc. Și nu numai dumneavoastră nu știesc, nu știesc și poporul oamenii de rând. Adică, vă rog să vă gândiți de a pregăti fiecare institut să pregătească o informație ce a obținut institutul pentru dezvoltarea țării, clar. Ce probleme reiese și ce trebuie de făcut în realizarea acestor rezultate care noi ne-am obținut. Numai în așa caz, noi vom putea ridica autoritatea științei în fața societății. Vă mulțumesc de atenție! Organizațiilor, mulți stimați oaspeți, stimați colegi, studenți.
Aceste două evenimente care astăzi ne-au unit sunt rezultatul unei opere dintre Institutul Gen, Fiziologie și Protecția Cuantului, Universitatea de Stat dintre Cartierii, care s-a desfășurat cu succes pe parcursul anumitor ani, nu doar la tematica biotehnologiei vegetale, dar în șirul 3 de lecții de primă prioritate. Însă și opțiunea biotehnologiei moderne a fost introdusă prin Convenția Grupului de Lucru pentru Securitate de la Paris în 1995, având ca definiție tehnologii de modificare in vitro a acestor nucleici, incluzând obținerea ADN-ului recombinat în zonă celulelor, a speciilor taxonomice izolate. Ulterior, această noțiune a fost modificată și completată prin diferite convenții, în special prin cea de la protocolul de biosecuritate de la Cartagena, în care au fost rezumate importanța biotehnologiilor, în special în menținerea identității organismelor vii, păstrarea germoplasmei, controlul folosirii organismelor modificate genetic, utilizarea durabilă a biosecurității. Pe parcursul deceniilor, direcțiile de cercetare din biotehnologii au fost completate, modificate, astfel vedem că în anul proiect Congresul Mondial de Biotehnologii, care s-a desfășurat la 25-26 septembrie curent la Roma, a avut ca tematică 21 de direcții de importanță majoră, printre primele fiind poziționate biotehnologiile agricole, animale, marine, reproductive, farmaceutice, agroalimentare. În prezent este recunoscut impactul biotehnologiilor în sporirea securității alimentare și nutriționale, promovarea bunăstării umane prin satisfacție cerințelor industriale, agricole, medico-veterinare. Urmare a dezvoltărilor conceptelor științifice fundamentale au fost revăzute și instrumentele biotehnologice care găsesc aplicabilitate în soluționare cel mai diverse ale de aplicare. Inginerii genetice, inclusiv transgeneză, cisgeneză, intrageneză, cultura de celule și țesuturi, markeri moleculari și diagnostic molecular, biotehnologii microbiene și medicale. Un rol major continuă să dețină metodele tradiționale ameliorative, prin care se asigură transmiterea eficientă a genelor, îmbinarea și îmbunătățirea multipla caracterilor de interes și moștenirea acestora în generațiile ulterioare. Importanța biotehnologiilor este în creștere, iar competitivitatea ca mijlocul de stimulare inovațiilor este clară și recunoscută mondial. În raportul mondial pentru natură se identifică potențialul biotehnologiilor moderne și rolul pentru o economie circulară. Conform datelor Grand View Research din 2017, se preconizează că până în anul 2025, produsele rezultate din baza de biotehnologiilor se atingă 727 miliarde de dolari. În acordul privind conservarea securității de la Paris din 2015, se subliniază în mod special necesitatea îmbunătățirii capacităților adaptive a plantelor, consolidarea rezistenței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice, care se manifestă prin intensitatea evenimentelor extreme, sub formă de secete, temperaturi critice. Crearea de soluri resiliente la factori de mediu, cu o plasticitate ecologică sportivă, este un imperativ al timpului și necesită o dezvoltare eficientă și care poate fi realizată prin biotehnologii moderne. Simpozionul de astăzi, biotehnologii avansate și realizări și perspective, la ediția a 5-a, abordează subiecte de evaluare ce vizează aplicabilitatea metodelor biotehnologice, identificarea genotipurilor valoroase, extinderea de specii genetice, studiul moștenirii caracterilor cantitative și calitative la plante, elucidarea mecanismelor fiziologice, biochimice și structurale în mutageneza plantelor în condiții optime și de stres ecologic, conservarea și valorificarea biodiversității, biotehnologii microbiene și medicale. Rezumatele care au fost impuse în culegerea de materiale sunt date regionale, actuale, de prim interes pentru specialiștii din domeniu, pentru reprezentații mediului de afaceri, pentru studenți, doctoranți,
specialiști în formare. Sperăm că într-o bună desfășurare a acestor două evenimente, ne dorim succes tuturor participanților și stabilirea unor parteneriate productive și sustenabile. Succes! În viitor, vor fi și ediția a 6-a, a 7-a, a 8-a și din dorim ca fiecare dintre ele să menținem și tradiții, tematica, dar să avem și un nivel de cercetare corespunzător pentru a ne integra în acele proiecte europene, bilaterale și de ce are vorbit și în ședințe a Domnului și în comunitate. Primarul Ferreiro, doamnei Olivia Cangano, rector, doctor Caritate, rectorul Universității Iulia Cantemir, foarte nervos în aceste manifestații, în aceste lucruri, astăzi. Mulțumesc, profesor. Foarte bine, domnule Cantemir, este titlul, doamnelor și domnilor academicieni, dragi vizionători, oaspeți studenți. Trebuie să spun că pentru mine este un deosebit o mare să vedesc în acest microfon, ori sunt așa la bună în timpul evenimentelor, deci tot efortul și toată datoria noastră față de organizarea acestui eveniment, aparțin doamnei care încea în Maria Duma și domnului profesor Vasile Bucan, care au gândit acest eveniment cu mult timp înainte, și în acest moment aș vrea să-i felicit pentru intenția de a crea această sinergie despre care toți vorbesc în Republica Moldova, de la universitar și mediul academic. Deci, universitatea de țară care are un centru de cercetare foarte bun și recunoscut în domeniul biotehnologiilor, Institutul de Genetică și Biologie, care este un institut cu rezerve deosebite, au avut bunul gând și bunul intenție să aducă în același auditoriu atât cercetătorii cei care fac descoperiri, aduc rezultate, care găsesc lucrurile și unii tot aici și de studenții care urmează să ajungă la cele rezultate, dar în întâi de toate să învețe cum să ajungă la ele. Deci eu mă devin într-un acesta ca o posibilitate de a comunica ori toate lucrurile care se întâmplă într-o societate și trebuie să se întâmple, trebuie să fie printr-o bună comunicare. Cercetătorii au posibilitatea să-și comunice rezultatele și să pună întrebările eventuale asupra celor subiecte pe care nu au reușit să le rezolve, iar studenții au posibilitatea să afle lucrurile din prima sursă, de la cei care fac lucrurile adevărat. Iar această comunicare, cred că este cea mai prețioasă și este cea care duce la cunoștințe trainice și care duce la dinuianțarea omului unui cercetător. Un cercetător devine urmând exemplu cuiva pe care l-am întâlnit într-un moment în viața sa. Deci, așa cum zicea domnul Acadian Cuciulie și cum zicea și domnul consilier Petrovici, că se necesită în multe intervenții și în modul educației, dar în acest timp amintesc că sunt în modul științei de șinători, dar amintesc că și modul educației are suficientă lacune referitor la organizarea și administrarea sistemului de educație superioară, în special în Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă în sala aceasta și care ar putea să fie un exemplu sau un input pentru cei care au deciziile, este libertatea de a se mișca a cercetătorului și a studentului. Nimeni nu trebuie să fie ținut de un laborator și de o masă sau un evocator, dar fiecare dintre noi trebuie să aibă dreptul și posibilitatea să se miște dintr-o instituție înaltă, dintr-un laborator înalt, de la un cercetător înalt și să facă posibilă circulația de cunoștințe. Or, circulația de cunoștințe este cea care face lumea să cunoască. Cea cum am făceam că lumea nu citește. Poate într-un viitor aproape idealistic, o conferință ar trebui să aibă aici, pe bănci invitați, inclusiv oameni în stradă, cei care să se intereseze de subiectele pe care le discută comunitatea de cercetare, cel puțin la nivel de cunoaștere și la nivel de discuție. Știți ce se întâmplă cu discuțiile de la bucătăria, să avem casa fiecăruia.
Deci, felicitări încă o dată pentru acest eveniment organizat în această formulă și succes în comunicarea dumneavoastră din mai departe, în schimbul dumneavoastră de cunoștințe și în bunele relații pe care le stabilite parcursul acestei linii. Vă mulțumesc, doamna director, pentru cuvintele de salut frumoase spus în adresa organizatorilor. Și acum vreau să întreb cine mai dorește să ia cuvântul de salut, deci dintre oaspeți, dintre cei din România, cine este? Da. Dacă nu sunt doritori, eu ofer cuvântul în continuare, dragi colegi, fiecare dintre dumneavoastră a primit programul acestor două manifestații, acestor reuniuni, pentru parte din viața noastră. Și conform programului dumneavoastră, ați observat că noi exact în timp terminăm cu ședința solemnă. Imediat după aceasta, în această sală, urmează lecțiile plenare cu invitați deosebiți, la care vom participa toți împreună și care va dura până la orele 12 și 30. La 12 și 30 în fața bibliotecii facem o poză comună de familie care va rămâne în memorie și în istorie, după care urmează pauza de masă la etajul 2. Pe parcursul o oră, pe parcursul pauzei de masă, dumneavoastră vizitați poștele, vă faceți impresii, scrieți întrebările pe care le aveți și la 1.30 vor lucra pe comitet 5 secții științifice în incinta Universității de Stat Dimitrie Cantemir, în aula 2, 4, 22, sala Senatului și în sala polivalentă din căminul Universității. Fiecare dintre dumneavoastră poate să analizeze programul și să participe în conformitate cu programul discuțiilor la oricare dintre secțiile respective. La final, în jurul orei 17, vom avea ședința de încheiere în sala polivalentă a Universității de Stat Dimitrie Cantemir, iar după aceea va fi o recepție de bun venit oferită de Institutul de Genetică, de Fiziologie și Protecția Plantelor. Eu vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, mulțumesc încă o dată oaspeților de onoare care au fost astăzi alături de noi și vă doresc succese în realizarea obiectivelor propuse pentru aceste evenimente științifice. Vă mulțumesc și noi, doamna Cădincean, Maria Duca, așa se rămâne între timpul, da. Și acum, în continuare, vreau să trecem la ședința plenară și să ofer cuvântul domnului profesor universitarului, Valeriu Cavă, foarte mult.
stimată audiență. Audiență, am să vin în fața dumneavoastră cu un articol științific, deși mă gândeam la un moment dat să preiau din proiectele și programele pe care le-am condus și conduc la stațiunea Rodi, cu ceea ce înseamnă anumite domenii de cercetare în domeniul cerealelor și plantelor tehnice. N-am considerat însă că trebuie să vin și de data aceasta la Chișinău, așa cum o fac și în România, cu câteva probleme care cred eu că sunt de mare interes pentru ce înseamnă viitorul cercetării, ca modului de a vedea cercetarea agricolă. În pericolul de ce înseamnă discuțiile noastre și uneori chiar întâlnirile internaționale, noi ne găsim într-o situație destul de delicată în ceea ce privește cercetarea agricolă, și la nivel național, dar și la nivel internațional. Și mă refer aici, în primul rând, la ceea ce înseamnă abordările de cercetare de la nivel european. Sigur, e Uniunea Europeană și sunt țările din exteriorul Uniunii Europene. Deci, ce este că cercetarea agricolă este privită la nivelul la care ar trebui să fie și la nivelul importanței ei. Reieșite aceste idei și din ceea ce s-a spus aici. Sunt extrem de multe probleme cu care ne confruntăm. Și aș spune mai mult că în lume, la această dată, asistăm la două moduri de abordare acestei cercetări agricole. Este o cercetare și care se materializează într-o agricultură cu progrese excepționale bazate pe ultimele descoperiri din știința agricolă și special din biologie și biotehnologie, și este o altă agricultură care se desfășoară pe sisteme conservative, sisteme tradiționale și în continuare se insistă pe astfel de sisteme. Și am să revin asupra lor. De ce sunt problemele pe care ar trebui să le avem și de care ar trebui să ținem seama în organizarea acestei cercetări agricole? Construcția oricărui sistem agricol care trebuie să producă, în primul rând, grame pentru populația în creștere, după a fi concepută fără a așeza la baza sa un sistem de cercetare agricolă performanță cu cele două componente ale sale. Cercetarea de biologie fundamentală și cercetarea de biologie aplicată, respectiv agricultura și, sigur, și alte ramuri care decurg din ea. Cercetarea agricolă este o necesitate și datorită unor fenomene care au loc și care se desfășoară într-o dinamică activată nu numai la nivel regional, dar și planetar global. Și aici sunt creșterea populației umane, declinul resurselor naturale cunoscute și utilizate în prezent, respectiv soluri, insuficiențe de pe fertilitate, resursele de apă dulce, consum în creștere, resurse în scădere, energia din surse fosile, cantitativ și calitativ în scădere, cu capacitate mare de poluare a mediului, dar și cu o cauză, și ca o cauză a încălzirii globale și consecințele ei. Biodiversitatea furnizor de resurse genetice absolut necesare în crearea și ameliorarea de cultivare și rase de animale, dar și altor surse de grane puternic influențate de o complexitate de factori. Schimbări climatice, pe primul loc, dezechilibrile biologice la rândul lor determinate de factori complexi. Creșterea potențialului de atac al agenților patogeni și al dăunătorilor. Extinderea razei de atac datorită schimbărilor climatice în primul rând și apariția de agenți patogeni și dăunători noi pentru anumite zone nespecifice cu câțiva ani în urmă. Cererea în creștere de produse alimentare care se corespundă sub aspect cantitativ, dar mai ales calitativ. Cererea de produse alimentare singure pentru sănătatea animală și umană, a se vedea cerința de a înlocui antibioticele și alte medicamente care se folosesc în zona animală. Tot pe parcursul să apară câteva aspecte din câmpurile unor unități de cercetare din România. Ceea ce vedeți aici este un aspect din câmpul de ameliorare a polișoarei de la Cundura. Este vorba de stațiunea Suceava, nu departe de aici. Este vorba de câmp de testare a liniilor de cartofi. Iată un câmp de la stațiunea de cercetare a agricolă Robin, care se ocupă de cânepa dioică. Este un câmp care a subsemnat aici. Soiul de grâu Andrada, una dintre mari realizări ale stațiunii Turda, grâu pentru câmpia Transilvaniei și pentru zona Transilvaniei.
Când de cercetarea orezului de la Brăila, care se face colaborare cu Republica Coreea. Câteva dintre direcțiile de cercetare agricole, protecția și conservarea mediului care se realizează produse cu destinație furajeră pentru animale și hrana pentru oameni. Potențarea și conservarea resurselor naturale care au un rol fundamental în realizarea producțiilor agricole cantitativ și calitativ. Și revin la cei trei factori fundamentali. Sol, apă, bioresurse, biodiversitatea speciilor de plante și rase de animale. Aș vrea să mă opresc doar la factorul sol. Și trebuie să vă dau doar câteva realități de la nivelul României la această dată. Analiză făcută de Institutul de Cercetare pentru Pedologie și Agrochimie din România, din structura Academiei de Științe Agricole Silvice, arată la această dată solurile României, rog să rețineți, pentru că uitându-ne pe hartă, este o chestiune care ne poate duce într-o anumită eroare. Deci aproape 70% din solurile României au conținutul de substanță organică aproape de medie sau sub media necesară pentru o producție agricolă normală. Aproape 65% din solurile României au conținutul de fosfor sub medie și aproape de cel la limita de necesar. E vorba de fosforul mobil. Și aproape 70%, apropo de noi tipotehniceni, pentru că și eu mă sigresc dintre ei, au conținutul de potasiu mobil la nivelul de medie și sub medie. Și vă dau doar un simplu exemplu. Într-o analiză făcută de Institutul Potasiului de la Vază, în solurile României, conținutul de potasiu pentru cultura de floare a soarelui, deci potasiu mobil nativ, este egal cu circa 1500 de kilograme de floare a soarelui la hectare. Se poate conta pe potasiu nativ. Noi avem, și probabil că și din coace de fruct, se vorbește mereu că în îngrășăminte și fertilizările care se fac, nu trebuie folosit potasiu pentru că este suficient în solurile noastre. Nu mai este. Este unul dintre marile probleme. Și revin din nou, una și cea mai mare problemă pe care o avem și pe care o vom avea în viitor, dacă nu vedem lucrurile așa cum trebuie, este vorba de substanța organică din sol. Este una dintre marile probleme. Și discutând cu domnul profesor Bodnar, în urmă câțiva ani, inclusiv în zona Chișinăului, care are, după câte se pare, că suprafețe mari de cernozior, conținutul de humus este de 1-2%. Este o cifră alarmantă pentru ce înseamnă viitorul utilizării sau potențării producției agricole pe astfel de soluri. Cantitatea și calitatea producției agricole în funcție de destinația ei, furaje, hrană, se schimbă opțiunile. Materii prime industriale, agricultura va trebui să furnizeze în viitor astfel de materii prime și pe care trebuie pregătite într-un anumit fel pentru a răspunde obiectivele și randamentele sau produsele care trebuie obținute din aceste. Și sigur, producția de energie regenerabilă, o capacitate enormă încă nevalorificată. Vă dau o cifră. În 2010, când preluă Ministerul Agriculturii, România avea, ca urmare a unor politici extrem de greșite, circa 4,2 milioane de hectare de teren arabil necultivat. Acest teren arabil era transformat în energie, era egal cu circa 170 de terawatt-ore. Deci biomasa care s-a putut obține de pe acest teren dădea o astfel de cantitate enormă de energie. Asta nu înseamnă că producția agricolă a produs o fac energie. Dar este vorba de aceste valori formidabile și potențial formidabil de producție pe domeniul respectiv și probabil că în viitor nu trebuie plătați, va veni acolo. Apoi, cantitatea producției agricole sub aspectul compoziției chimice. Se discută mult de ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Sistemul de hidrați de carbon, glucidă. Grăsimile, apropo de biotehnologie, structura grăsimilor și repartizările de grupele de acizi grași din interiorul din compoziția lor. Proteinele, structura aminoacizilor. Creșterea cantităților de substanțe bioactive favorabile corpului animal și uman, realizarea sănătății animale și umane prin
furajare și alimente care să conțină substanțe cu rol determinant în prevenirea unor afecțiuni. Dezvoltarea tehnicilor de lucrare și ameliorarea cultivarelor la plante și a raselor de animale. Reducerea potențialului poluant al agriculturii. Și aici este o problemă pe care cred că trebuie să o abordăm un pic mai serios. O să discut, o să revin asupra acest. Agricultura este frecvent așezată ca una dintre sursele de poluare a mediului, care în opinia mea este discutabilă, pentru că poluarea în natură are și alte cauze majore. Reducerea drastică a suprafețelor încădurite, o mare problemă. Acțiunile de sistematizare și organizare a habitatelor umane, rețele utilizate nefuncționale la nivel de parametri, este vorba de ce înseamnă infrastructura în habitatele umane și mă refer la canalizarea, apă uzată și toate celelalte. Apropo de acest lucru, vreau să fac precizarea că la o mare investiție care s-a făcut în microcovărăcan la Reliu Gară, atunci când s-a inaugurat, am fost prezent la o astfel de inaugurare și una dintre întrebările care venea mereu în discuția având în vedere problema aceasta a apei, a fost de unde și-au sursa de apă, din puțin mai departe de tunel. Asta nu e nicio problemă, am făcut un forar la 330 de metri. Întrebarea următoare a fost și bănuiesc că aș găsi o apă excepțională. Atenție la această problemă mare. A zice nu, este o apă poluată. A 330 de metri în microcubă răganului? Da, poluată cu nitrați, fosfați și cu ecoli. Apropo de ce spuneam mai sus de infrastructură, de habitatele umane. Da, pentru că sunt posibilitatea de acum trebuie și are zelețele, cum s-au întâmplat pe lângă București, dar nu numai, apare apa uzată din apa preiatică de suprafață care comunică cu stratele profunde. Apropo de ceea ce înseamnă încercările unora de a valorifica fără o securizare corespunzătoare a forajelor pentru apele de alergie. Și am să revin asupra aceste probleme legate de ce a semnat această povară de revoluția verde a zona voastră. Ce este vorba de zona Pelga Lugului, din lângă unde povarea de alergie ajunge până la 3500 de metri în apa preiatică din aceste zone. Reducerea impactului schimbărilor climatice pe toate palierele de manifestare acestea. Creșterea oscilațiilor de temperatură. Problema care nu l-a apucat, diferența zi noapte. Cu influențe formidabile de asociația ce înseamnă evoluția planului. Apoi, cu o temperatură umidată negativă din atmosferă. Față problema că este vorba de secetă pedologică, vă vorbesc de câmpia română, sau de zone întinse, aproape 70% din teritoriul României, care este afectat de un fenomen pe care mai puțin l-am luat în sub. Mereu ne referim la secetă pedologică și la locul irigasă. Nu e doar tema de care vorbesc acum, numai irigație. Asta fac toată această chestiune pentru a vorbi de ce înseamnă biotehnologiile și subiectul conferinței de astăzi. De pildă, în acest an, 2019, am avut un eveniment fantastic. Am recoltat porumb și floarea soarelui în jurul datei de 15 august. De ce? În niciun caz de o maturizare forțată, ci e vorba de o uscare forțată, care vine din acești factori pe care noi nu avem și nu putem să-i contracarăm ușor. Nici prin irigare, prin aspersiune și nici prin decât prin factorul de biotehnologie. Producerea hibrizilor și a soiilor care să aibă puterea de a trece aceste faze de critice de apă și de dezechilibre formidabile care practic blochează metabolismul și viața plantelor. Când ajunge o temperatură la 60 de grade, cu o umiditate relativă care se duce sub 50 de grade, o efectă importantă, mai ales atunci când, și accentuez, materialul biologic este important. Fără să fie ceea ce spuneam, a treia chestiune de adaptabilitate la condițiile de mediu. Conservarea și raționarea cantităților de apă dulce, creșterea randamentelor de utilizare a apei, reducerea consumului specific la plantă. Este o problemă extraordinar de importantă de abordat în cercetări, ce care nu se duc în cea foarte simplu.
Și aici o să vedem mai departe care este impactul acelei hotărâri a Curții Europene de Justiție din 27 iulie 2018 de la Haag. Față de care, din păcate, noi cercetători am reacționat mai puțin. Apropo de ce spuneam înainte, de libertatea care a gândit. Iată un alt aspect de câmp experimental de la stațiunea locului din vestul țării, este vorba de plante curajare. Poate că este una dintre cele mai moderne și mai comunicate de bază experimentală pentru piscicultură și acvacultură de la Nucet. Este o creație a marelui cercetător Grigore Antipa. Este unitate de altfel la nivel european și dacă există în preocupările Republica Moldova pentru o astfel de colaborare, stațiunea noastră de la Nucet stă la dispoziție pentru un parteneriat serios în domeniu. Iată, o relansare a ceea ce înseamnă Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Piești, Viticultură și Vinificație de la Valea Bucureasă. Un aspect de plantație din stațiunea pomitului de la Constanța, pentru că, din fericire, am putut păstra în toate zonele noastre ale României stațiuni care să răspundă pentru anumite domenii acestor climatice din aceste zone. Așa cum le-a gândit în anii 20, de exemplu, marele agronom Gheorghe Ionescu și echipa de cercetători de lângă domnia sa. Iată preocupările de la Institutul de Mecanizare și este vorba de realizarea unui utilaj cu multa serie pentru ce înseamnă tratamentele evidenți pe zone cu pomii marinari. Complexul de factori care determină aridizarea și deșertizarea unor zone cu potențial agricol. Extinderea zonelor calde și aride, o realitate constatată dacă facem analiza evoluției factorului în complexitatea lor. În ultimele decenii, dar constată și din analiza evoluției acestor factori în ultimii 50 de ani. În România, în ultimii 10 ani, temperatura mediană a crescut în regia armată cu 2,5 grade. Uitați-vă ce înseamnă 0,5. Dar la 2,5 grade, care este efectul? Și imediat armare sunt timp. Este vorba de o schimbare de structură a tipurilor care le avea. Iar problema aceasta în România a fost sesizată lungă cu aproape 50 de ani. Este vorba de profesorul Grigore Sere de la disciplina de botanică la Institutul Agronomic Timișoara, care a scris sub poare într-o sesiune de comunicări științifice în anii aceia legate de descoperirea unor biotipuri de plante în vestul câmpiei Banatului, care arătau că suntem într-un început de proces de deșertizare, de setizare într-o zonă de silvostecă tipică. Astăzi, acolo, suntem deja în zone extrem de aride și cu probleme mari legate de ce înseamnă partea aceasta de funcționare a unei producții agricole normale. Apariția cu o frecvență mărită a fenomenelor extreme, furtuni de intensitate mare într-o perioadă scurtă de timp, tornade prezente în ultimii ani în zonele unde acestea nu au existat, câmpia Dunării, câmpia de vest, căderi frecvente de grindină cu efecte distrugătoare, frecvență mare a precipitațiilor cu durată scurtă, ca timp, dar cu cantități mari de apă care cel mai mult au efecte dezastruoase. Și sunt, chiar dacă sunt pe o zonă mai restrânsă, practic apar torenți sau râuri din torenți sau din pâraie care nu au debit de apă sau sporadic apar, periodic apar aceste. Abordarea cercetării agricole a spune de biologie aplicată trebuie să aibă, să avem căile pentru a atinge sau în abordare anumite obiective propuse. Pentru acestea se pun câteva întrebări la care avem răspunsul, dar ne-am pus retoric. Și anume, se pot aplica politici care să asigure contracararea unor obstacole majore fără o cercetare dezvoltată pe cele mai noi metode de cercetare științifică? Am să revin asupra lor. Cum pot fi comparate efectele schimbărilor climatice din ce în ce mai evidente și probuvoase, fără o cercetare științifică bine pusă la punct? Cum pot fi rezolvate problemele de mediu, poluarea solului, a apelor de suprafață, dar mai ales a celor subterane? Fără o cercetare serioasă și am să revin. Cum se poate
scurta intervalul de timp pentru obținerea unor cultivare rase care se rezolve trei mari probleme. Cantitate, calitate și adaptabilitate. Toate trei constituind fundamente pentru viitorul agricol și al producției agroalimentare. Iată iar câteva aspecte din institutele noastre, Institutul de la Nărăcinem, axat pe pomicultură și arbușul piper. Este vorba de o tehnică nouă a Institutului de Cercetări pentru Biotehnologii Horticole, altruia, pentru diverse specii. Aici este cadrul altruia la Ardei. Iată un aspect dintr-un câmp de plante aromatice la stațiunea, pentru că sunt abordate și astfel de cercetări de la legumile de la Bacău. Este vorba de asemenea de un câmp de producere sămânță de ceapă de la Buzău. Cum poate crește eficiența economică a activității agricole? Apropo de cele două sisteme de agricultură care se practică la această dată în lume. Cea care este bazată pe ultimele descoperiri din biotehnologii și ceea ce înseamnă o agricultură conservativă. Ar vrea să vă spun că diferențele economice diferă de la 30-50% cu costuri mai mari în favoarea celei de-a doua și cu costuri mai mici. Ce implică relația comercială internațională, ce implică pentru fermierii europeni. Între tehnică și tehnologia agricolă. Există o relație eficientă între cele două elemente care pun în valoare capacitățile cantitative, calitative și adaptabilitatea a materialului biologic creat. Există, dar ce sunt întâlnate probleme ale noastre. Ar vrea să vă spun că probabil în viitor una dintre mari probleme care va trebui să avem cercetare este această legătură între tehnica agricolă și tehnologiile pe care trebuie să le facem cu această tehnică agricolă. Nu s-a prea abordat până acum. Pentru că oamenii nu cunosc fermierii, nu știu cum să folosească această tehnică. Ce noi, am văzut acum a venit de la București prin Caș cu mașina, aproape 60% din suprafață este nearată. De ce oare? Numai din cauza cercetării? Nu. Pentru că nu se știe momentul în care trebuie aplicat aceste lucrări. Este o mare problemă. Nu este suficient să am tehnica agricolă performantă și să am eficiența ei. Am avut primăveri în care a folosit tehnica agricolă, nu ți-a reușit erbicidarea. Am văzut în primăvara aceasta în Dobrogea, unde aveam apa pe profilul de sol până la 60 de centimetri și primăvara se folosea apa cu visul. Este o problemă. Fermierii noștri au nevoie nu numai de publicitate, de acea consultanță comercială de care vorbeam și pe care am lansat-o în România și pe care mi-au avut, îmi cer scuze, sunt unul dintre cei care au avut mare din România, în 1996. Dar nu trebuie să rămâne comutat numai sistemului comercial. Trebuie să intre și responsabilitatea, ceea ce înseamnă responsabilitatea recomandării tehnice. Ce pot face și când pot face acest subliniat. Este o mare necesitate și o schimbare de paradigmă. Nu sunt numai piață, sunt și cel care trebuie să mi se vină pe elementul tehnic și de responsabilitate a ceea ce face acest subliniat. Îți repet încă o dată, îmi cer scuze pentru ceea ce spun, dar s-a intrat într-un obicei. Și apoi lăsăm deoparte consultanța tehnică și în mod care nu va avea și ceva, care implică responsabilități extraordinar de mari. Apropo de schimbări climatice, pentru că nu am menționat aici, sunt probleme uneori chiar simple. Vreau să ajung să rezolv problemele legate de a evita acele puncte cheie de secetă pe care le înțeleg în lunile iunie și august. Trebuie să schimb, de pildă, momentul semănatului. Și avem, de pildă, este aproape de neînțeles la prima vedere, cum s-a ajuns de pildă în Dobrogea, polul de secetă al României, ca solul, să fie temperatura minimă de germinare a acestei plante, să fie semănată la 15 martie. Chiar cu rezultat, porumbul frecvent în Dobrogea, s
se seamănă în jurul datei de teopatică. Și asta în condițiile în care, în ultimii 10 ani, temperatura media solei a crescut 2 până la 3 grade, cu creșterea pe lunile februarie și martie. Deci, e nevoie de astfel de studii care se reducă pentru o nouă abordare a sistemului de tehnologie, inclusiv a ceea ce înseamnă instrucția în universități pentru viitorii tehnicieni din domeniu. Aș mai veni cu câteva chestiuni, apropo de ce spunea doamna director pe domeniul biotehnologiei. Discutăm despre problema mediului, dar ajungem, îmi permit să o spun, pentru că avem discute de mulți ani pe anumite domenii, inclusiv cu Greenpeace-ul, la nivelul României, ca să vedea problema legată de utilizarea biotehnologiilor sau a produselor de biotehnologie. Și eu refer la soia, porumb, la toate celelalte. Crede cineva, dacă este limpede de la cap, că se pot contracara și se pot aduce soluții de nepoluare, fără cercetări de vârf, fără biotehnologii, niciodată. Deci niciodată. Pentru că vreau sau nu vreau, apropo de biodiversitate, nu vei putea opri niciodată gradul de îmbrăinare și de aprovizionare a fluviului cu semințe. Sunt specii care există peste 100 de ani în sol. Peste 100 de ani. Ce fac mai departe în condițiile în care nu am nivelul sau un produs cu care se combate în primele faze gradul de îmbrăinare? Decât producerea de material biologic care să-mi permită intervențiile la momentele cheie, critice. Cazul la floarea soarelui, herbicidarea post-emergentă, la soia, este preferat în mintea unora să folosesc 3, 4, 5 herbicide în condițiile în care aș putea folosi unul singur, fără să fie probleme de poluare. Dar cine își va, și probabil aveți deja prezente Diabrotica virgifera în Republica Moldova, este, nu sigur, nu un grad foarte mare în Moldova de microlecut, dar în restul țării, se ajunge la frecvență și intensitate de atac de 100%. Cum vom putea contracara dând cantități mari de pesticide în timpul încălitului la porumb? Cine va permite și cine va mânca acea pâine sau acel porumb în care dau 10, 15, 20 de kilograme de produs, fiecare produs complet, chiar pentru astfel de plate? Cine va putea combate eficient Pyrrhosus anomalis, preveditorul porumbului, în condițiile în care trebuie să folosesc pesticide la anumit tip? Sunt întrebări. O există un răspuns care de biotehnologie. Producerea organismelor cu rezistență naturală care este frecventă în natură. Nu aducem ceva nou. Iar pe care sunt specialiști în direcție și poate aceste modificări biodiversitate creează zestea genetică și o îmbunătățesc. Deci poți să o lași după aceea să fie mulțile pe care le avem și să aducem zestele de gene care să fie transferate spre ceea ce înseamnă utilitatea și practic această chestiune legată de nepoluare. Uitați-vă, este o prezentare care vine din partea Franței. Agricultura fără pesticide. Le-am pus întrebarea colegilor de la IRA. Se poate realiza o astfel de agricultură în condițiile în care e mai rezistentă la natură? Avem în România resursul de vină, la lista de vină din domeniul rezistență chiar la factor și nu numai la secetă. Este vorba de o cealaltă temperatură și la extensia în suprafață. Pentru că România, de partea de sud a țării, această dată își fac loc
plante care au clar caractere tropicale sau mediteranene. Este o altă problemă pe care a trebuit de multe. Și revin, pentru că noi trăim, sigur, ca țară membre a Uniunii Europene și nu întâmplător la adresă dumneavoastră, pentru că sunteți vivace de problema respectivă, asta nu înseamnă Sfântului de Marea Adversă și contribuit la integrarea României, pentru că am și scris în memorandumul dus de domnul președinte Iliescu la Canul 95, memorandumul de agricultură legat de integrare europeană. Și este un pas extraordinar pentru România. Nu puteam să avansăm în multe lucruri care nu avem această integrare. Dar se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă. Legate de acest tip de cercetare. Cercetare este o mare parte. De ce înseamnă cercetare de nivel european și în alte câteva mari putere mondiale și ceea ce se întâmplă la nivel european. Și v-am dat exemplu această hotărâre a Curții Europene de Justiție de la Haga din 27 iulie 2018. Nu este posibil ca printr-un act de natură juridică să limitezi gândirea oamenilor. N-ai voie să gândești la modificarea genetică, genomului. De ce? Că mutația nu este motorul evoluției lumea. Este mutația aceea simplă, pentru că fiecare zecime de secundă au loc miliarde de mutații. Majoritatea nu rămân sau nu rămân niciuna, dar unele rămân. Dar unele pot să fie mie la ajutor ca selecție pentru ceea ce spuneam înainte. Este una dintre marile probleme pe care, din fericire, și am să vă citesc fără să vă dau tot conținutul, pentru că am acea inițiativă cetățenească europeană pusă în circulație de către studenții de la Weiningen, din Olanda. La inițiativa unei fire de cercetare din Austria, care adună 1 milion pentru a schimba toată baza de legislație de la nivelul Uniunii Europene în favoarea ceea ce înseamnă noile metode de cercetare pentru agricultură și mediu. Deci o inițiativă cum n-a mai fost de foarte mult timp, care se duce spre ce înseamnă și ce se spune aici domnul academician. Cine face cercetarea, recunosc, va face în viitor. Iar această inițiativă pe care am să vă las este venită din zona studenților și a tinerilor. Curios, Austria nu este o țară care să aibă oficială partea de biotehnologie, dar vreau să vă spun ce înseamnă prevenția și așteptarea momentului. Primul departament al Universității din Viena, al Bocu, este departamentul de biotehnologie. Am întrebat de ce când Austria nu aceasta este. Pentru momentul în care vine, trebuie să avem oameni pregătiți. Este un lucru excepțional și sunt și institute din alte țări care la această dată formal, prin politicieni. Nu accept aceste cercetări, dar în spațiul de cercetare abordează astfel de probleme și vă dau cazul Institutul de la Freising din Bavaria. Este o problemă extraordinar de importantă la această dată. Și eu spun pentru și simțim în România. Am început după 1990, atunci când am înființat facultățile și secțiile de biotehnologie și de inginerie genetică, ca un vârf al cercetării. Pentru că nu cred că, în afară de comunicații și de electronică, este un alt domeniu în care afirmarea și necesitatea să fie mai mare decât realizările din domeniul biotehnologiei. Nu va rezolva lumea problemele mari dacă nu se dezvoltă acest tip de cercetare. Iar cine rămâne în urmă, nu are nicio șansă să mai ajungă pe ceilalți. Și aici este una dintre marile probleme. Pentru că, și știu ce vorbesc, nu vreau să intru la mânte cu o discuție de la Paul din 1995. S-a vrut la un moment dat să fie țări care produc rezultate de cercetare, iar ceilalți să fie beneficiați să ne cumpere aceste rezultate. Închipuiți-vă astfel de dependență, apropo de ce spunea și domnul consilier. Închipuiți-vă România și Republica Moldova dependente de importuri de material biologic. Și așa noi importăm circa un miliard de euro fiecare an. Dar problema este a riscurilor imense legate de ce înseamnă condițiile de specificitate în care trebuie să se dezvolte aceste produse biologice și care nu ne asigură rezultatele și mulțumirea și mai ales sunt enorm de multe riscuri. Cercetarea de vârf,
cercetarea pe domeniile acestea de vârf, inclusiv privind resursele naturale, trebuie să fie autohtone. Și dacă guvernele și cei care decid nu sunt conștienți de acest lucru, nu fac decât să amaneteze, nu prezent, viitor. Dar mai grav este că ne excludem valorile dintr-un sistem care trebuie să devină performant. Va aduce cu contribuții excepționale la ce înseamnă de dezvoltările naționale și mai ales a unui sector care este baza de securitate și de existență, cel de viață și care este grana, agricultura fiind în principal furnizoarea de grană, dar nu numai. Vă mulțumesc pentru atenție, iertați-mă pentru vizionare. Stimate președinte, mulțumim pentru raportul ampul, pentru rezultatele și prezentarea atât de detaliată, informația globală spuse și care au pus încă o dată în esență și în valoare procedenii metodele biotehnologice care vin să soluționeze problemele cu care se confruntă astăzi nu doar tematice de cercetare, dar în această societate omenire. Eu ai vrut să oferi zăruți, să profesă Miriam Cracov Elei, celălalt direct o să te aveți la companii, and just say that I'm not quite as filled. In previous years, you've had Professor John Clifton Brown talking to you from Aberystwyth University. He and I have an academic commercial partnership, and I represent the commercial side of that arrangement. And in a sense, I'm here to talk to you about delivering the findings of excellent plant science into industry and into the way we live. So, my business is all about biomass, and for sure it's all about one particular form. Because as we look at the climate change commitments that we've made, the furthest out date for those is 2050. And for sure, if we're going to make those, biomass has an important role to play. And in delivering that, really, we are down to some very, very fast-growing grasses in order to achieve the targets that we've all set before us. But of those grasses, in my experience, Muscat is probably is one of the highest yielding and fastest growing. It's not necessarily the entire solution, but it has the opportunity of being a very major part.
So my takes us from really being concept into being commercial reality. We have growers all across the UK and England, and where you see those big gold stars, we are supplying major commercial quantities of miscanthus into biomass electricity. We are also at smaller scale supplying it into heat and into certain retail household products. So the key to doing this successfully, because this is the bit that frightens everybody, is really understanding the differences between each project. Sarah Vesta is a physicist with customers at Bodefest. We have the growers, and their needs and expectations are for reliability of income, because they are committing a very serious long-term crop to you. Their problem, of course, is that they cannot guarantee, as with any crop, an absolute certainty of outcome, because annually that will depend to some extent on the weather. At the other end of the supply chain, you have the industrial partner, and his or her requirement for feedstock is absolute and generally regular. They need so many tons per hour, per day, per year, and that doesn't particularly vary with the weather. And that is the big challenge to biomass supply chains, and that is why, in part, it is not the entire solution to our renewable future, but it can be an important part of it. So looking at the bioeconomy and our future markets, particularly for miscanthus, currently we have the brown sector, which is to the right and to the bottom of the screen in front of you, which is what I call the first generation biomass uses. And it's pretty simple stuff on the whole. It's taking the crop and it's burning it to create generally heat or power or both. And this is where we started back in 2012 with our quest to commercialize miscanthus. It was very much in those days one crop, Miscanthus giganteus, for one type of end use, which was predominantly burning. But the bioeconomy has come along an enormously long way since then. And in fact, there are all sorts of exciting new markets. So we go from construction materials, from plastics, and from even fabrics, through to phytoremediation, putting right some of the damage of the past in our soils, whether that's from industry, agricultural residues, or just trying to restore some life into soils that have been beaten to death by intensive farming. There is an enormously fast-growing and really exciting biorefining sector, producing chemicals, producing fuels, and producing all sorts of products for our health and well-being. And of course, there is gas. They all have actually slightly different needs. So going back to our customer, we have to start looking at why actually having the farmers and the growers on board is essential. And thereafter, certainty of yield. Thereafter, certainty of senescence, so that they know they can harvest their crops without depleting the rhizome resource. Thereafter, reliability, and thereafter, climatic tolerance. That climatic tolerance is really important in opening the opportunity for example, your climatic needs in this part of the world are way, way different from the
For the end user, of course, it's about specification. It's the old argument about the diesel and petrol cars. It's about process technology. And it's about, most importantly, actually giving them some security over price and mileage. Because they can use that security to raise finance for their projects. And that would increase these new renewable projects to life. Back in 2012, we started with Aberystwyth University and others developing a new type of seed-based hybrid. Seed brings the opportunity of rapid upscaling. It was a massive project. Seed-based hybrids out here at the IGFPP.
It's been a fantastic collaboration with Maria Tassanu, and you will see the results of the is going to produce heat, and you can sell the heat.
And everybody wonders what the feedstock is going to cost and whether it's going to be there. And the banks are in particular very shy about that. So having long-term feedstocks is absolutely key to achieving funding for projects. And once you've got those two in place, it brings on the commissioning. Brigg and Snetterton power stations, the ones that were in the picture, and the two stars on that map, were built and commissioned inside 2 years. That means that if you were to plan it for 2020, it could be commissioning by 2022. In this climate, coincidentally, if you were to plan to embark on the Scantus feedstock, you would have probably enough near the start commissioning in 2022 as well. They do dovetail. So, this needs to be a very integrated approach. Using biomass in power and in heat can serve energy independence and efficiency in a way that I suspect few people have ever dreamed possible. There are many instances of this in Europe, Germany, in Denmark, and in all sorts of other places as well. It is working in the UK, and believe me, the UK, we're very, very skeptical about such things. It gives you the opportunity to address heat poverty. If you are very reliant on others for your import of energy, then actually energy it is a tremendous way of restoring your farmland and other areas which are perhaps not currently suitable for food production. It is also, by the way, a wonderful way of addressing water quality issues and availability. Soils rich in organic matter, put there by growing crops, hold water. That stops flooding, but it also gives you key water at crucial times. It gives you safe and efficient food production. But you can use the samples also to and all of this together brings a tremendous economic boost to your country. Уважаемые зрители, уважаемые участники институтов,
Университет наилучшим пожеланием от академика Владимира Вячеслава Силыча, который, к сожалению, не смог участвовать. Руководство Академии наук Молдовы, руководство института Евгения Федоровича, за возможность участвовать, за возможность общаться с коллегами, за возможность узнавать новое. Говоря об истории развития биотехнологических исследований, в широком смысле слова биотехнологических, потому что это сейчас включает уже элементы ДНК-технологии и молекулярной генетики, я бы не хотела останавливаться на прошлом, просто напомнить. В нашем институте работы в области биотехнологии ведутся уже несколько, более 30 лет. И за это время они проходили несколько стадий от классической культуры инвитро, когда это требовалось размножение в культуре инвитро, через использование молекулярной гибридизации и разработку методов диагностики вирусной инфекции, опять-таки, когда это потребовалось, до молекулярных маркеров и сортовой идентификации. Эти этапы в какой-то степени, большей частью, завершились успешно. Я думаю, то, что коллектив нашего института получил в 2013 году государственную премию в области науки и техники Украины, это говорит само за себя. Биотехнология была важным компонентом этого направления. Но сейчас я хочу рассказать только о том, что у нас происходило последние 5-10 лет. Может быть, еще неизвестен итог этих исследований, то, что раньше уже нашло свое практическое воплощение. А это день завтрашний. Начнем с классического направления. Это культура инвитро. В первую очередь, на кого работают биотехнологи? Они работают на селекционеров. А сейчас все, что есть, все силы, которые есть в селекции винограда, брошено на то, чтобы обеспечить устойчивость к изменяющимся условиям климата. Вот это элемент, фрагмент такой работы. Среды, которые были разработаны для скрининга материала подвоев винограда на засухоустойчивость, на устойчивость к засоленности почв. Это инструмент, который наши селекционеры, занимающиеся селекцией подвоев винограда, получили от биотехнологов. Второе направление. Если раньше мы во многом занимались патогенами, и диагностика патогенов, которые по требованиям Евросоюза должны отсутствовать в посадочном материале категории базовые сертифицированные, признанных Европейским Союзом, то за пределами нашего внимания остались болезни многолетней древесины винограда. А в последние 15-20 лет это буквально бич виноградников и европейских, и наших. Вот здесь на фотографии вы можете видеть симптомы поражения проводящей системы винограда и на подвое, и на прямое, и на виде свинипера, и на американских сортах, поражение эстер, поражение, которое не дает функционировать растению, его проводящей системе. В первую очередь, для того, чтобы с чем-то бороться, нужно диагностировать, что вызывает это заболевание. И здесь у нас получились очень интересные результаты благодаря сотрудничеству с Мендельским университетом, которые смогли провести секвенирование штаммов, выделенных в Украине. Значит, таким образом, с одной стороны, безусловно, получены данные, которые говорят о том, что патогены, связанные с, в частности, с различными вариантами отмирания древесины винограда, присутствуют в материале с симптомами ЭСКИ. С другой стороны, не обнаружено ни одного из триады патогенов, в частности, применяла клонидоспора, которая считает наиболее распространенной как агенты ЭСКИ в Европе. Ответы на эти вопросы будут не сегодня, завтра, но уже сейчас примерно виден спектр возбудителей, с которыми придется иметь дело у нас на Украине. Не остаются вне зоны внимания и вирусные болезни винограда, но по-прежнему с ними работаем. Но уже на другом уровне, уже применяя ПЦР, применяя в том числе множественную ПЦР,
выявляя основные патогены вируса, которые ответственны за развитие вирусных болезней винограда, работая с минорными вирусами, которые тоже в последнее время стали появляться и проявляться симптоматически. С при помощи наших чешских коллег, опять-таки из Мендельского университета, нам удалось, помимо того, что у нас регулярно проходит материал тестирования, выявить на выборке клонов. А как вы знаете, клоновая селекция – это основа производства посадочного материала винограда в Европе. Ну и вот, как видно, то, что касается основных патогенов, неповирусов и вирусов скручивания листьев, эти патогены не обнаружены. Есть ряд, так скажем, вторичных, менее значимых, что говорит о хорошей работе наших селекционеров и фитопатологов. То есть материал, который получен в репозитории, материал, с которого идет размножение, клонов из какого винограда, он в основном соответствует европейским требованиям. Фитоплазма. Фитоплазменные болезни под большим прицелом, поскольку эта проблема, я знаю, есть и в Молдове. В Украине она появилась где-то примерно лет 10-15 назад. И, к сожалению, распространяется особенно на чувствительных сортах. Имея лабораторию, которая у нас аккредитована по ИСО 17025, мы выявляем эти фитопатогены довольно успешно. По счастью, обнаружено пока настолько возбудитель почернения древесины, а вот золотистое пожелтение нет, не обнаружено. Не знаю, к сожалению, как ситуация здесь в Молдове. Но карантинного этого патогена пока нет. Поэтому боремся с теми очагами, которые есть, боремся разнообразными методами. Если винограды от биотехнологов получили уже многое, я уже упоминала то, что Швеция у нас провела паспортизацию при помощи микросателлитных маркеров, то, что сейчас, в настоящее время, биотехнологи стараются дать какой-то инструмент, который бы ускорил процесс селекции, то виноградное у нас немного за пределами нашего внимания. Однако сейчас мы смещаем свой интерес от такого объекта, как виноград и фитопатогены, к виноградам. Здесь мы работали вместе с университетом Ильичникова. Коллеги помогли с наших участков, с наших сортов выделить ряд штаммов винодрожжей и задепонировать их в мировых коллекциях. Наша сфера интереса только начинает развиваться. Значит, идея была такая. Дрожжи, штамм, выделенный с того или иного сорта, возможно, сработает лучше при ферментации, при получении более качественного вина. И первые опыты наших виноделов показали, что это действительно так. Значит, штаммы, выделенные на наших насаждениях, два из них перспективны, два из них обеспечивают улучшение качества на классическом сорте Каберне Совиньон. И это только начало биотехнологических работ в направлении селекции винных дрожжей. Мы надеемся, что здесь нас так же, как и с фитопатогенами, как и с виноградом, ожидает много интересного. Вот это коротко об основных направлениях. Спасибо за внимание. Тут у нас установлены границы, но для фитоплазмы, для вирусов границ не существует. Поэтому у нас уже есть в достаточном количестве и много проблем с фитоплазмой, золотистой фитоплазмой. Есть давно уже. Мы ее импортируем сейчас посадочным материалом. Такой стороны уже будет уточнять, но есть и проблемы. И уже есть и разработки, как можно уменьшить вредоносность этого потребления. Так что у нас много импортов, не только вот господин профессор Табор говорил о том, что импортирование тут абсолютно. У нас есть карантинный объект, у нас есть для доктора Джикера уже есть изумление, это у меня по сутили прочитки, а лучше мой, у меня локалитет, но здесь сказала сутили прочитки, а кроме для просто не продукции инициации.
în zona de nord, în deoseb, acum am constatat și în zona de centru și în zona de sud, că oameni cu capul Republica și de-a lungul care exercitul era exercitura. Așa că este un câmp foarte mare de lucru, de aceea este tot că trebuie ca să confundăm eforturile și să nu ne dublăm, dar să facem lucru împreună. Vă mulțumesc că ne-ați dat și eu transmitit salutări din partea organizatorilor și domnul Acadician Lasu, care este un discipul a școlii din Republica Moldova. Da, nu numai Слово тоже одного из наших бывших коллег из Республики Молдова, который профессор Елена Балашова, она представитель нашего генетического ресурса молочной культуры Федерального научного центра овощного овощеводства Российской Федерации. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я с удовольствием передаю вам привет от Федерального центра, научного центра овощеводства Российской Федерации. И поскольку одна из тематик нашей конференции – это генетические ресурсы, хранение, использование, я бы хотела посвятить вам именно использование генетических ресурсов ряда овощных культур для создания новых форм растений вертикального изменения. Главный тренд современного овощеводства защищенного грунта, как известно, вертикальные фермы для выращивания зелени и других овощных культур. И ведущие технологические инвестиционные фонды вкладывают огромные средства в создание, развитие и распространение по миру комплекса Plenty, комплексов для вертикального выращивания зелени и других культур. Почему это происходит? Дело в том, что к 2050 году примерно 85% из 9 миллиардов населения Земли будет жить в городах, и нехватка посевных площадей и воды для полива будут угрожать растущему населению мира вследствие того, что будет нехватка продовольствия. Решение проблемы видится в создании городских ферм на свободных площадях, подвалах, на крышах домов, что подразумевает использование многоуровневых гидропонных установок. Преимущества их очевидны. Урожай зелени, например, на них 530 раз выше, чем в поле. Происходит экономия электроэнергии, воды для полива. Кроме того, закрытые системы предполагают экологическую безопасность и полный контроль цикла выращивания. Здесь имеется еще и социальный аспект, это возможность выращивания там, где мы живем, то есть рядом с жильем. Экспериментальные установки такого типа уже проходят испытания в ряде европейских стран. И мировой рынок вертикального земледелия растет геометрическая прогрессия. И к 2022 году, по разным оценкам, достигнет от 6 до 9 миллиардов долларов. Прежде всего, объем рынка занимает такие страны, как страны азиатско-тихоокеанского региона, где уже ощущается нехватка посевных площадей и воды для полива. Затем идут страны европейские, 20% занимают страны Северной Америки, и 7% остальные страны. Что же Российская Федерация? Россия, конечно, огромная страна. Говорить о нехватке посевных площадей тут пока рановато. Но тем не менее, так же, как и во всем мире, у нас есть тенденция к сокращению посевных площадей из-за расширения жилищного строительства. Кроме того, развитие России в 21 веке предусматривает освоение новых месторождений, углеводородов на арктическом шельфе.
предусматривает разбрасывание наших полетов к другим планетам. И, кроме того, необходимо внедрять энергоэкономичные и экологически безопасные технологии в сельское хозяйство. И это можно обеспечить с помощью технологии вертикального разведения. Удобная конструкция в виде пирамиды позволяет получать урожай от 200 кг с метра квадратного в год, это я говорю по основным овощным культурам, а модульная конструкция легко разместить на листовой платформе, на орбитальной станции, на небольшой площади живого уголка в школе, детском саду, на крыше небоскреба. Проблема заключается в том, что отсутствует специализированная такая гибрида, технологии. Поэтому целью наших исследований являлось создание карликовых сортов и гибридов в овощных культурах. Адаптированные проделки на ясных микрофонных конструкциях. Значит, здесь, конечно, большую роль играет различных культур. Первая культура, с которой нам предстояло работать, это культура на для дальнейшей гибридизации. Мы его
и используем сейчас. На этом слайде я бы хотела продемонстрировать вам, каким образом мы проводили отбор из наших коллекций. Но тут, к сожалению, вот только по 6 образцов помещается из-за недостатка места. Но здесь достаточно хорошо видно, что карликовость – это первый признак, по которому мы проводили, и раннеспелость в дальнейшем. Большие надежды мы возлагали на коллекцию маркерных мутантов томата, потому что карликовость там не только не наблюдали фенотипически, но она генетически закреплена. Однако наиболее успешным был отбор из коллекции Западно-Сибирской опытной станции, потому что я думаю, что сибиряки проводили селекцию еще на комнатные растения, карликовые растения. Поэтому из этой коллекции отбор был наиболее успешен. Отбор по спорофиту, то есть на ранних стадиях развития растений, позволил нам существенно сократить селекционные издержки, потому что все селекционеры знают, что селекция – это прежде всего объемы. Но если мы сокращаем этот объем исследований на ранних этапах, то уже на более поздних мы можем исследовать меньший объем материала, но более тщательно. Ну, еще я должна сказать, что когда мы только начинали эту работу, у нас еще даже установки не было, она была только в проекте. Это установка для многоярусной узкой филажной гидропоники. Но мы предварительно эти исследования позволили отобрать из более 2500 образцов 57 образцов, которые мы затем поместили в установку многоярусной узкой филажной гидропоники. Здесь их исследовали более тщательно. И уже к 2015 году мы отобрали 2 образца, красноплодные и желтоплодные, которые передали доступ к испытаниям. К 2015 году были получены на них патенты. Кроме того, нами была отработана технология выращивания растений на многоярусных гидропонных установках. Она включала в себя те же этапы, что и обычная технология выращивания томатов в защищенном грунте. Но здесь имеются некоторые различия и некоторые требования, которые необходимо было соблюдать. У нас мы получили 4 оборота, поэтому нужно было очень четко распределить график размещения, график размещения растений на установке. Плотность растений была высокая и одновременно автоматическая подача воды и полива. Была показана экономическая эффективность выращивания томата на многоярусных гидропонных конструкциях. Отработана технология семеновозки. В настоящее время у нас имеется около миллиона семян томата наших сортов, которые мы уже используем в производстве, в фермерском хозяйстве в Дагестане. Вот они тоже выращивают на многоярусных гидропонных конструкциях наши томаты. Уже собрали урожай, и урожай появился уже на прилавках торговых сетей. Ну, когда мы начинали эту работу, вы знаете, очень сложно было, и практически никто не верил в том, что у нас это получится, потому что томат, как вы знаете, это лиана, 7-8 метров, получить низкорослые томаты, чтобы они еще плодоносили, чтобы они еще давали какую-то продукцию, было сложно. Мы сами немножечко не верили, но когда у нас получился такой убедительный результат, нам потянулись и другие селекционеры. И этот результат, я хотела бы сказать, мы могли бы достигнуть, если бы мы не использовали генетическую коллекцию. Потому что с начала нашей работы таких образцов в Российской Федерации до этого не было практически. Но когда мы достигли этого результата, то нам потянулись уже селекционеры.
и других лабораторий. В настоящее время мы сотрудничаем с лабораторией зеленых культур, с лабораторией селекции семеноводства, столовых корнеплодов, капустных культур и размещаем видео на рационном уставке. Здесь имеется в виду такой аналогичный момент, что пока выращивается рассада, у нас есть где-то месяца полтора на то, чтобы повесить какие-то другие культуры. Вот и надо пополнять это зелеными культурами. Но кроме того, известно, что культуры успешно выращиваются на эти уставки. Наших коллег,
наших ученых, которые внесли большой вклад не только в разнообразие генофонда овощных культур, но и в разнообразие, но и в генофонд селекционеров, как Республики Молдова, так и России, так и других стран, потому что были аспиранты, защищенные из Вьетнама, из Чехии, из Словакии, из Палестины, из многих других стран. И родители всегда говорили, что самые лучшие, наиболее продуктивные годы своей жизни мы провели в Институте практической академии наук Молдавии, работая под руководством недобедного Александра Александровича Зиченко. Я хочу, чтобы мои коллеги об этом знали и помнили. Ну, на этом позвольте мне доклад свой завершить. Благодарю вас за внимание. Может быть, кто-то из вас те школы, те направления, которые были сформированы при его деятельности, они продолжают работать, существовать и принести хорошие результаты. Большое спасибо. Да, большое спасибо. Есть предложение, учитывая программу, чтобы обсуждения и вопросы были во время работы с лекцией, чтобы мы могли уже переходить к дальнейшей работе нашего заседания. Он, I want to present the following maximum. of development of fruit cows complex.
The concept have been based on the investigations and the results of the comparative morphological and ultrastructural studies in vivo and in vitro of numerous succulent and soft fruits belonging to different families, genus, species and cultivars. Taking into account, it was clear that we need to involve the contemporary methods for detecting and explaining the non-morphogenic proliferation and biosynthesis, specialization of cell and tissue biology, and competence, non-invasive morphological and biochemical analysis, the powerful tool of electron microscope, confocal microscope, etc. По изменениям Мичаш, что электронная микроскопия дает возможность познания закономерности развития биологических систем, позволяет получить новую информацию о субмикроскопической и надмолекулярной организации растительных организмов и их консорций. Благодаря освещающей способности электронных микроскопов стало возможно визуализировать и регистрировать структуры и функции в едином целом. Сказанное отражает важные проблемы существующих в биологии и в настоящее время. Талантливый человек, он талантлив во всем. Огромное желание и стремление к знаниям, покоряющая энергетика, не останавливала его в жизни никогда. Он хотел большего и делал это и достигал своей цели. Известный во всем Ричок, прекрасный педагог, он достигал Кирьяну, последователь, создал свою школу микроскопистов и оставил после себя огромное научное наследие в виде монографий, сборников, статей, патентов. Он был упрям и шел вперед, не отступая, неся знания и освещая путь за ним идущим. А Борис Тимофеевич Матиенко, this is a phenomenon, this and it's possible to say, not all of me will die. И это на самом деле так. Он не умер. Он продолжает жить вместе с нами, и его научное наследие показывает путь за ним идущим. European Microscopy Society talked about the academic Boris Matienko. He made a unique contribution to the development of biological science, as well as to the main scientists he worked with, supervised and taught. He had a global reputation for the quality of his research and will be greatly missed. On 26/11/2004, the dialogue with Boris was interrupted. Maybe he was in a hurry, maybe we can be. Some feelings remained that he did not have the opportunity to finish all talks with those of us who appreciated his creation, for whom he always was a model of an ideal, talented scientist, devoted as well to science. Perpetual memory to the memory of the Boris Matienko. Imaging technique
will correlate microscopy between electron and optical microscopy with a confocal laser scanner to represent microscopy. The major qualitative steps include 3D, 4D image. Second, the techniques of light microscopy have developed, and also soft image analysis have also very much developed. Parallel to this, new methods of preparing the samples for investigations, different fixations, especially used very often cryo-fixing and cryo-substitution, also have been developed. The narrow specialization of scientists, of course, has disappeared, and today geneticists interpreting the results of the researchers widely track to their corresponding pathological and biochemical experimental data. Here on this scheme, I illustrate the concept of imaging different types of microscopy, what we use at our institute. And mainly, of course, we use the transmission electron microscope, different energy field transmission electron microscopy, which allows element-specific imaging to do, enhances the imaging contrast. And of course, the scanning electron microscope different, and the last generation of the scanning electron microscope is termed CryoFB, focus ion beam CVD deconstruction. Of course, different confocal microscopes, spinning disc confocal microscopes, optical microscopes, energy dispersive X-ray, electron tomography, the CVD chemical distribution, secondary ion mass spectrometry, and so on. The topic studied by above mentioned microscope facilities in our institute is cell structure and dynamics, functional and functional organization of microorganisms, and of course polymorphology, also sample preparation and identification of medical targets, analysis of macromolecules, and after structural localization and identification of molecular targets, hybrid methods, etc. And of course, very many plants, Arabidopsis, Lotus, Medicaba, Enotera, Pipironia, Cucurbita pepper, different types of algae, Chloninomonas, Cyanobacterium, and different types of the cell culture. This is our group, my group of the microscopy, the merger of group, look into the future of their discovery, get more out of microscopy. We have only young generation, not because the institute is very young, but because we have a very strong rotation, maximum 4 years contract at the institute to be. And here it's represented on the image, our presently manager director, Professor Mark Steele. The electron microscope method seems to have exhausted itself. Confocal microscopy appeared as a bridge between electron and light microscopy. And the use of 3D, 4D reconstruction of a Z-sense enabled the mobilization of larger structures of end compartments. And gene technology with the possibility to fuse fluorophores to produce a great variety of specific fluorescence antibodies and dyes offer the confocal microscopy a wide field of application. We use in our institute, of course, a transgenic technique that can create organisms that produce their own fluorescent humanic molecules, such as the fusion of GFP with the protein of interest. And here on the image, you can see the protoplast transiently expressing GFP in cytosol in green color, mitotrephs are orange staining of mitochondrial cyanine color, and autofluorescence of chlorophyll, this is a red color. Together with the spinning disc, there is a staining confocal microscope, which is now widely used to measure the fusional mobility of GFP target proteins in cells. And this type of the system allows us to study subcellular trafficking localization and intracellular dynamics. The advantage of a conventional scanning confocal is that even if the total dose received is similar, there is up to 50
15 times less photoenergy. And this is very important to preserve the structures. Another group studied the cytoskeleton and aimed to understand the role of actin in transport of cellulose synthesizing protein molecules, and actin microfilaments form a three-dimensional cytoskeleton network throughout the cell, and which are involved in organelle and vesicle transport. I'd like to show the video. I can't share to show the video. Yes, у вас есть отдельное видео? Ну, оно отдельно у меня на слайде. Нет, не пройдет, да? Жалко. Я хотела показать cytoskeleton network throughout the cell, how it's in movement, and special here GFP panel control. The innovative imaging technique in cellular biology, that's the major quality steps include 3D imaging such as a confocal microscopy and electron tomography. And the last decades have shown a tremendous development in the cellular biology, especially in innovative imaging technique. In parallel, the development features in processing capabilities and data storage have made it possible to use of imaging as a basic tool for research in cellular biology, as molecular biology, and bioinformatics. As I told you, the most body energy transmission electron microscope, and it's studies of leaf alpha structure of Devonian species, because there is very known this species in genus of Peperomia, Peperomia Italia, or Peperomia, and they contain genetic chloroplasts and in pericyte parenchyma cells, and also genetic lipid bodies. Of course, the procedure for the investigations on the abstract basis was proposed. The genetic oil bodies plays a reserve role during their fermentation, where the long-term drought occurs seasonally, and the epiphytic growth form of most species should expose them to be rotted out like many other epiphytic plants. The basic was to have a transformation system for the Peperomia and to use a set of different Peperomia species to analyze the seed morphology, the relationship between cell size and chloroplast size, and the regulation of plastic size and number in different tissues. And the main topic, the development of genetic transformation systems in Peperomia, will provide a highly useful tool to study the seed biology in these genes. Very often also environmental scanning electron microscope for live tissue samples and scanning electron microscope from Hitachi company. And here we present the image there, control for the secondary cell wall formation and xylem organization. Cross-section and the technique used environmental scanning electron microscope dual family. The last generation of microscopes, this is currently just IND scanning electron microscopy system. Of course, it's very complex. Presently, the companies, they don't go deeper for the resolution, but they go maximum to improve and to make more complex instruments, including different types of stem. For example, they do different tomography, electron microscopy tomography. And of course, this is very useful, but for a bit complicated by when you operate this instrument. And here you can see a stage focus ion beam full of the different types of connections.
this microscope allows the high-resolution volumes of the construction of cellular structures by 3D serial section of cells. You don't need ultramicrotome, you don't need the special freezing, inside this microscope. This is here, we have this microscope from Tiscan company. It's represented here the center cross section. And the benefit of this microscope, of course, ultra high resolution imaging of being sensitive samples and non conducting biological material at low accelerating voltage. Currently, the most advanced methods are in use: immunovoltage, human microscopy, cryofixation, and cryosubstitution. And this integration nearly close to its native state is the most significant part now in electron imaging. Because a high temperature freezing can be applied for wood, pollen, and other tissues by improving the technique for other applications. Here I represent how it's a big difference between the cryofixation and aldehyde fixation. And on the image, you can see where is the cryofixation indicated on the upper layer. So you can see the very well preserved the cell structure, and also you can see microtubules and low level layer represents the chemical aldehyde fixation. And it's really very different between the preservation of the structure. What we do, is helpful for us for do this cryofixation, this is LIGHTER company high pressure freezing machine, and this is the method for better morphological and immunocytochemical high resolution studies for electron microscopy. And here, the cryofixation is only 2.5 seconds unique. And so after that, you freeze in liquid nitrogen, and after that, you use the freeze substitution. Freeze substitution we do at low temperature embedding system, and this is also from LIGHTER company, additional performs and progressive low temperature. And after that, we embed in resins, or we leave at low temperature, and we use the prior ultra microscope. What presently in the last microscopy exhibition, not an exhibition, yes, of course, and it was represented very many instruments that they are and so it means that you can do very quick, no special sample preparation, and without any coating. And what is good that they are very compact, and they are not complicated, very easy to use. And this is represented here on this image, this tabletop scaled electron microscope. And the maximum of magnification is 30,000, and better resolution about 30 nanometers. Another also can be equipped with EDS system for light demand detection ability. And here I present some images that we grow the seedlings of Arabidopsis thaliana with the additional one last sulfur content and also growing on media with 300 millimolar sulfur. And the plus sulfur and minus sulfur, you can see the big difference in structure of the epidermal cells. Where is the minus, less sulfur, you can see a lot of stomata and sizes of epidermal cells are very small. And upside, where is the vanillar sulfur, the sizes of epidermal cells are very big and less stomata cells. Another tendency present very active introduced by the DeLonge instruments and the low voltage benchtop electron microscope.
And of course, this is again a benefit that the new tenders program comes, not only the complex instruments, but also that you can do the express studies, investigations, and very uncomplicated, and to have repeat results. And this is a benchtop electron microscope that is going to be very useful in our country, and not so much cost. And it's possible, I think, for institute to buy this type and to use this microscope because the resolution is also very high on 1 nanometer and the modification 940,000 and low voltage 25 kilowatts. This is very economic. And it's possible to equip this instrument with STEM and electron diffraction model. The goal of our institute, this is from genome structure to genome function and genome evolution. The mission of the institute is to study biological phenomena in plants at a molecular layer level using systems called plant biology. Thank you very much for attention. And I wish you all participants of the symposium a fruitful web and further success in the study of the technical object using electron microscopy methods. And please, this is the poster presentation of collaboration between University of Italy and Max Planck Institute, Germany. I try to demonstrate here a brilliant symbiosis of molecular biology and microscopy. Thank you very much. Thank you very much, Professor Maximo, and thank you all for your presentation. It was very fruitful collaboration this morning, and I'm sure your presence here is very important for us. And everybody can have some questions and some answers, and we will discuss all the presentation at the closing meeting at 5 o'clock. Now, I would like to welcome you, Moldova, and I would like to say that the next step is to make family pictures behind the library, and after it will be lunch, and at 13 past 1, we will start to work in the section. Дорогие друзья, спасибо, что вы находитесь рядом с нами, спасибо за то, что вы принесли нам ваши результаты и показали самые лучшие исследования, которые могут нас заставить думать по-другому в наших исследованиях. Мы надеемся, что ваше присутствие на этой конференции будет полезно не только для нас, но вы уйдете, уедете домой с новыми понятиями, с новыми друзьями, с новыми возможностями.